Iubiți credincioși, bunul milostivul Dumnezeu să primească Sfânta Dumnezească Liturghie de astăzi, rugăciunea fraților voastre celor prezenți, o spun de fiecare dată Hristos Dumnezeu să vă răsplătească după credința râvna fraților voastre. Să-i mulțumim Bunului Dumnezeu pentru tot și toate. Țin să mulțumesc Preacucenicul Părinte Valentin, care vine din Arhiepiscopia Tomisului Constanța. Este o bucurie duhovnicească. Părintele Valentin este fiul Bucovinei, dar slujește în Constanța și este nepotul părintelui Orest. Într-adevăr, să îți vezi nepotul slujind lângă tine, unchiul cu nepotul, este o bucurie duhovnicească totuși. O mare binecuvântare. Mulțumim, preacucenice. Să vedeți ce stare frumoasă vom avea dacă vom fi atenți în timpul Sfintei Liturghii. Știți cu toții că frățele voastre trăiți în lume și nu ușoară vă este crucea. Și eu am venit din lume și știu ce înseamnă crucea dumneavoastră, de zi cu zi, de mamă, de tată, de familie, măcar câteva clipe să vă bucurați și să luați hrană duhovnicească spirituală. Ce ne-am face noi fără Sfânta Dumnezească Liturghie? Ce ne-am face noi fără Sfânta Împărtășanie, că veni vorba astăzi? Ce este Sfânta Împărtășanie? Cât ne ajută Sfânta Împărtășanie? Trupul și sângele lui Hristos. Vedem astăzi că sunt foarte mulți părinți că nu știu să-și ducă copiii la spovedanie la timp. Foarte mulți sunt care nu știu că de la 7 ani copilul trebuie să aibă spovedanie, moliftă pentru spovedanie, cum facem noi toți, dezlegările care le facem pentru spovedanie. Cum am prins 7 anișori, el deja se poate spovedi. Țin minte de copil mic. Părintele Parov, când eram micuț, până la 7 ani, ne băga pe toți în Sfântul Altar, ne cetea molifta pentru spovedanie și ne întreba ca pe niște pruncușori. Ascultați de părinți, vă rugați și ne împărtășea în fața Sfântului Altar. Ori acum când vezi că vin părinții cu copii de 10 ani, 9 ani și ei nu știe că trebuie să fie spovediți. Sau a mai devenit o obișnuință, cum ar trebui creștinul adevărat, format religios, spiritual, să se împărtășească, să se spovedească, când și cum. Și apoi parcă l-aud Dumnezeu să-l ierte, fiindcă dacă ați auzit, părintele stareții Achin a murit pe scaunul de spovedare. Spovedea credincioșii și a murit cu crucea în mână. Atâta trăire avea și viață sfântă. Este din zona Poiana Mănăstirii. De aici s-a născut, să știți. A fost vrednic stareț al Mănăstirii Putna. Pe timpul cele mai grele. Și la urmă, când se mă dezlege, a zis o vorbă. Rar spovedanie așa. Să te binecuvinteze Maica Domnului. Să-ți ajute să începi o viață frumoasă, de călugări. Avem încercări, de ce spun tot timpul, căutați-vă doctorul sufletelor, duhovnicul iscusit. Foarte mulți credincioși, poate că n-au curajul să spună cuvântul ăsta. Părinte, nu plec de aici până nu mă spovediți curat. Vezi și doctorul la spital. Îi alegi ca și duhovnici. Sunt care au dulceață în cuvânt, chiar dacă nu-ți dă tratamentul, nu te ajută. Cuvântul ăla bun. Simți că te-ai ridicat din pat.
Măi, ce doctor cu suflet mare am întâlnit el, zice, ia să mă duc să mai caut, să-i duc o floare. Și preotul la fel este, dacă o țără ce-o scuturat, a doua ori te la el? Că noi dacă am fi o țără mai pregătiți spiritual, am presupune că este încercarea noastră. Și părinte știe ceva despre viața noastră și ne pune la încercare. Dar ce te ajută pe tine, ce nu te... să spui un cuvânt bun? Ați văzut omul blând? Îi plăcut în orice colț, și la muncă, și în familie, și în călătorie. Cel care este urișos, românești așa, n-are loc nicăieri. Nici prea mulți prieteni nu are, vă spun eu. Chiar să-l plătească și n-are prieteni. Așa că, dragii mei, sfatul meu care vi-l dau, să nu vă rușinați să vă spovediți. Dar sfatul meu, iar căutați un duhovnic care vi se pare dumneavoastră că vă ascultă păcatele și e răbdător, fiindcă aveți nevoie, că duhovnicul spune Cartea Sfântă, când simți că ești anemănui și părăsiți de tot pe pământ, îți alegi ca prieten pe Hristos și duhovnicul tău. Până la urmă, cu ei spui durerea Maicii Domnului, dar Maicuța Domnului și însuși Mântuitorul celor 10 leproși, ce i-a spus? Ce i-a spus? Ei deși erau tămăduiți de Mântuitorul. Arătați-vă preoților, ca să aibă curaj să vadă harul preotului. Așa că să nu pățiți dumneavoastră în ceasul morții, cum am pățit deseori la căpătuiul unui bolnav pe moarte, care nu s-a sfârșit o viață întreagă, și preoții când se duc să-i împărtășească, nici nu poate deschide gura, pe românește, creștată, așa, limba, și atât, ochii în tavan, și urâtul stă nouă ceată, o ceată de diavol, ca să ia sufletul. Fiindcă dacă toată viața a considerat că nu trebuie preot, nu trebuie biserică, nu împărtășane, cum te-ai putea simți tu fără trupul Sfântului Hristos, fără biserica lui Hristos, fără Hristos care este cap bisericii? Ce-ar fi noi fără Maicuța Domnului? Ce-ar fi viața noastră fără Maicuța Domnului care mijlocește pentru noi? Ce-ar fi viața noastră fără mama noastră, tatăl nostru care mai avem în viață și care ne avem noi să ierte? Maicuța Domnului să vă ajute, biscădincioși, încă o dată, să vă răspătească o steneală de astăzi și 2-3 pași făcuți pe jos până în mănăstire. Să nu uităm că pe 8 septembrie Sfânta noastră mănăstire, monumentul istoric, își va serba hramul, nașterea Maicii Domnului, unde va fi prezent Preasfințitul Părinte Episcop Nichifor Botoșenean. După tradiția rândeală a Sfintei noastre mănăstiri, în ajunul praznic împărătesc a nașterii Maicii Domnului, vom scoate Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni, precum știți bine că scoatem la orice sărbătoare mare a Maicii Domnului, în ajun până a doua zi seara la 7:30. În ajun va fi Sfântul Masu, seara litie, se va înconjura în procesiune cu Icoana Făcătoare de Minuni, va fi depusă în baldachin, noaptea utrenie, slujbe de noapte, a doua zi, prezența lui Preasfințit Nichifor. Imediat după nașterea Maicii Domnului, drumul cruce, 14 septembrie, unde vine mii de oameni, mulțime de popor, va sluji Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălț. Astăzi, biscădincioși, vă invită la masa oferită pentru toți pelerinii, preacucerim cu Părinte Florin Buțincu, împreună cu Doamna Preoteasă, ei nu fac pentru cei răposați, ci fac pentru mulțumire, pentru sănătatea dumnealor. Vreau să-l dau o pildă pe acest părinte destoinic care slujește la noi cu săptămâna liturghie, e la doi pași de mănăstirea noastră, în comuna Mironeasa, nu de mult a avut sfințire de propoință, pictură. Știți ce a făcut? Deși, dacă nu erau ucenici mănăstirii Adâmbu, fiii duhovnicești ai noștri, avea la sfințire doar 30 de creștini. Ai noștri fiii duhovnicești, care ei susțin totuși de fiecare dată și masa, a luat bănuțe din cutie și tot ce a adunat, într-o punguță de 1 leu, de 5 lei. Părinte, vreau să-i dau numele Maicii Domnului pentru masa pelerinului. Ca să vedeți aici, om cu har. Și astăzi m-a rugat să vă invităm la masa de afară, dăruită pentru sănătatea copilașii Părintele